Salutare, mă, și bine m-am găsit la un nou video. Da, știu. Nu mă întrebați, mă, jocarii. Nu știu cum s-a ajuns la chestia asta, dar stăteam de vorbă cu lui zilele trecute când trebuia practic să postez clipul ăsta, dar ai, v-am explicat pe stream ce s-a întâmplat. Ah, încă mă doare. Ce s-a întâmplat și de ce nu prea mai postat clipuri. Așa că o să facem clip pentru că Ari și-a luat rework la tot ce înseamnă visual. Toate chestiile vizuale, de la abilități până la movement, la recall, la absolut orice. Și astăzi o să ne uităm până ele, să vedem cum se simte campionul. M-am mai jucat eu câteva meciuri, vă dați seama, 10 ani m-am fi jucat câteva meciuri, dar gen, știu cam cum se simte și vreau să văd dacă e diferență. Nu uitați să dați și voi câte un like și bineînțeles în seara asta să fiți pe stream, pentru că cred că o să bagem mă de la creație în seara asta pe live. Așa că vă las cu ea acolo. Ea are chef să joace Valorant, deci probabil o să avem 10 oameni pe live, dar am convins să joace și puțin League of Legends, deci e ok, puteți să stați acolo împreună cu ea. Bun, Fane. Da. Ce faci tu în acest meci, Fane? Trebuie să te fidăm pe tine. Știi cum se vede? Gen, am ăsta super larg și zici că mi-a plecat gâtul cu capul într-o parte. What? Da, pe web pus aiurea. Mă rog, e whatever. În fine. Hai să vedem cum o să simt. Ai că am luat 4 milioane. Bun, merge bine. Nu uitați că joi mergem să filmăm când luăm mașina voice. Sperăm că reușim. Ah, fuck. Cel la chei cam la tata la. Bineînțeles, Ari, acum sincer, ca și campion, hai să facem puțină reclamă. E un campion care dă puțin damage. Dacă nimerești charm-ul, e combo-ul tău de oh, nu, te voi trimite doar bază să-ți dai recall că te las puțin low. La modul e... E bun rău de tot campionul. Glumesc, e cel mai useless campion pe care l-am văzut în viața mea, prost rău de tot. Nu știu de ce oamenii joacă chestia asta, dar uneori înțeleg, gen, dacă joacă fetele sau chestii, are o grămadă de skin-uri, povestea în sine e Caterin, că, mă rog, e un campion destul de interactiv dacă stai să îl judeci doar după chestia asta cu... Ia uite, oh my god! Wow, cât damage am dat! Ăla cu Ione, imaginați-vă că săracul e imobilizat la pat, e paralizat, joacă decât cu falca stângă și tot cumva ne dă out. Am luat Dark Souls. Oh, nu, incredibil, i-am dat combo-ul de ajutor de mine. Le-aș da să duc în bază asta, zic. Da. Nu vreau... Nu vreau să zic cât de dezamăgitor e clipul ăsta pentru mine. Pentru mine e pedeapsă. Uite, măcar e ăsta prost, ia să vedem. Vedeți, te rog? Bun, perfect, și arată asta. E master aici. Păi și ai cum să vii în mine. Cumva am rămas cu terminatul ăsta aici. O să-i dăm flash. Flash Q, cred? Tot? Cu puterea lui Dumnezeu și cu idioțenia lui ăla am reușit noi să facem aici vreun kill vreodată cu campionul ăsta. Da, mă rog. Doamne ferească Dumnezeu, ce pot să mă joc. Ajută-mi să-mi ping. Cu ce vrei să-mi pingă? Cu dezamăgirea? Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi la campion. Lasă-mă, Fane, că... Lasă-mă, Fane, că e pură depresie clipul ăsta, Fane. Vreau să scrieți în comentarii la gen, cui place campionul. Nu-i mai ajuta pe ăștia azi să moară, că ăsta e scopul. Ca după aia să zică lumea, what the fuck, ce șmecher e Ari și o să joace și după aia o să mă înjure. Când o să vadă că dă prost de campion. Asta zic. Ăsta e scopul, ăștia trebuie să piardă la noi, că dacă câștigă, e mai... De fapt, e exit, nu contează cu aia. Ia să vedem, hai să mergem pe mid chat. Bun, ideea e că da, a schimbat, par mult mai interesante, mai interactive abilitățile. Campionul pare mai 2023, știi? Dar, overall, vreau să vă zic părerea mea sinceră. Același campion prost.
Mamă, e clipul hei tare, ești nebun? Da, păi stai adevărul, frate. E același campion, efectiv, inutil. Îi batem pe ăștia, nu că e campionul bun, că îi batem pe ăștia că ne jucăm în low elo. Am 6, am 6 bugurile. N-ai. Oh my god, incredibil, am apăsat pe ei de când mi-a dat Q, by the way. Aici n-a fost vina oricum la campion, gen, a fost doar la lucky că n-am avut un cap. Auzi ce zice campionul ăsta. Mamă, e campionul ăla family friendly, cu aia. E youtuberul ăla de face doar Minecraft. Mamă, eu vreau să le iau pe ăsta. Nu, e mă, vină cu ăla. Bă! Eli, nu? Doamne, așa. Și acum am Ianul. Wow, cât de broca e! Incredibil! Ce? Ce sunt? Oh my god, cât de broken e! Wow, i-am dat un pic! Bă, Ione! Nu știu cu aia, a plecat. Eu te-l pe asta. N-am mana cea să-l bag pe ăsta. Dacă îmi dau eu degeaba, că nu mai am alte abilități. Hai. Îl trecem la pierdute pe la... Hai să mergem din nou pe mid, oh my god. Jocari! Ce piese simte campionul ăsta, e insane! Wow! Cel mai bun fake hype posibil, l-am văzut. Nu. Măcar asta să farmezi, e atât de painful tot ce se întâmplă în acest clip. Da, mă, bă, lăsând Caterinca la o parte și... Falsul hype... Bă, campionul ca design arată ok. În sine el e prost și nu prea îmi oferă mie plăcere să mă joc, sincer. Dar, by default, vezi că e chiar șmecher. Mamă, ajutor? Opa. Ce doge am dat și tot mi-am luat outrade. Haide, bă, Fanny! Luați-a și în pulă farmul și pe tine și pe el. Haide, bă! Wow! Încă... Dar vino, bă. Uite-l pe master aici. Mamă. Bă, sincer, mă așteptam să aibă eu ăla mai lung. Nu știu, bă, are abilitățile mai... Ciudat. Bine, nu am jucat eu multe meciuri. Se pare că are eu foarte mare și când îl dau, pare că... Hai, mă! Uite-te și tu, mă. N-am și tu, mă. N-am și tu ghinion cu aia. Hai, mă, pomit. Mamă, ghinion mai mare. Bun, oricum trebuie să ne luăm mai repede los scepterul ca să avem cât mai multă mana, că nu prea avem chat. Și a se dus de prost. Salut, frate! Mă, nu mă întreba cum arată chestia aia. Și-o dat flash-ul! Nici măcar nu pot să-l peste perete, amuzant. Păi, nu știu, EU mi se pare ciudat de dat. Adică era sensul mare, dar... Are delay-ul ăla că se încarcă, știi? Și ăla te fute la de tot, gen, stai pe loc și... E ok, frate, ca zis, e un campion urât, nu vă jucați. Jucați ceva, Ari, frate. E campion foarte frumos. Îmi place așa de mult. Îmi place așa de mult, oh my god. Ce place. Bă, în sine, acum lăsând Caterinca deoparte, chat, vezi că Ari poate să fie utilă, gen, nu din perspectiva de fac 1v9, din perspectiva de midlaner de la gen stilul UTF, înțelegi? De poate să-mi facă follow mie pe junglă și poate să dea charm-ul pe ăștia să-i prindem, să facem o grămadă de picuri și chestii, să mă fideze sau să te fideze și el, adică, bă, pe total, dacă găsești așa o chestie de asta, poți să joci ca lumea, știi? Poate nu e pe placul meu, dar asta înseamnă că dacă nu e pe placul meu, nu înseamnă că nu are absolut niciun fanbase, știi? Are destul de mare, dar... Nice one. Asta a fost nice. Nu, aici sincer nu mă așteptam să fac kill-ul ăsta. Nu știu cum dracu au reușit. Stai că am bulgurile 6.
Dar bă, nu mă plâng, știi ce zic? Nu mă plâng, chat. Nu se dea... Yuhu! Lol. Ahri! Lol. Lol. Și mi s-a părut că am dat super mult de mici. Pi, chiar ai dat. Gen... What? A, pe dați-l la lost chapter-ul, mai, dai mai multe, mă. Da, mi s-a părut că am dat prea ai mult. Ai 8 stack-uri pe Darkseal. Na, am și 4-0, am full item. Excel e ea, dar... Totuși mi s-a părut că am dat... Serafina asta nu știu ce face, poate ok, AFK. Hai să mergem după asta în jungla acum, când revin eu pe mid, nu mai bate pe asta odată de pe mid lane. Și ai cu eu ăsta e cam greu de nimeri chat-a. Nu scrie cât are delay-ul? Nu scrie cât are delay-ul. Uite-ți-o Neo, uite-ți-o Neo, by the way. Ce-a făcut, mă, vere? Ia uite-l, mă, stai afară, a, stai în bush, de fapt. Am văzut după că avem, mi s-a părut că stai afară a bush-ului, gen. Ia că dacă vine ei... S-a pus să-și cânte, dă milă, mă. Oh my god. Pe cine ai zis report, Ione? A, stai, da, și da. Acum îl trolează ăla. Amuzant. Bun, hai să-l duc și pe cealaltă lei, nu rămâne pe Ione că stă și nu face nimic. Noi mai luăm niște plate-uri. Deci și master-i pe bot. Hai, hai, Drake, hai, Drake. Hai, la Drake. Hai, hai, tata. Ne facem praf. Bun, bun, bun. Sunteți gata, sunteți gata pentru Auri Mechanics. Auri Mechanics. Boys. Mo. Ok, următor, 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 următor. Hai! Mamă, dai NPC. Bă, mi-a luat quadra, Uop! Hop! Tu mi-ai luat, mă? Da. Bă, terminat, uman! Hai, fă-l singur acum. Bă, vezi că... Că, vezi că a fost tare fază și de bun. Îmi pare rău că am fost hater la început de clip, dar oricum majoritatea au ieșit de la început de clip, așa că... Nu e lor. Pentru aia fake, de să uite la 10% din clip, ești bun? Așa că ăștia alalți, lăsați acolo un semn în comentarii ca să-mi dau seama care sunteți. Care sunteți ăștia care se uită pe la tot clipul. Și doar la clipul unde mi-e moment entuziasm. La clipul ăsta așa, știi, în care... Bă, hai să testăm campion să vedem ce poate, știi ce zic? Olu! E nebun! Săracu! Dar să și mai nebun! Olu, nu! Ușor, ușor, fata, ușor, 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 ușor. Rob blue! Blue, fale! Nu fane ăla! Ba da! A, nici măcar nu mai e! Nu e! Nu ești mie și ție! A, mai mult mie! Hai! Să-ți iei blue! Ce-a făcut mă, s-a băgat asta? Mai dați mă ping-uri pe blue-uri! Hai că am 2k gold, trebuie să mă duc bază! Dar te mai mergem o dată pe bot, logic! Hai, hai pe bot, hai pe bot! Bot, du-te mă pe bot! Gata! Stai. Ok. Moară domnița bălașa, du-te. Au, au. What? 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 Da, e... Bă, actually... E actually good. Actually... Ha! Chat, îmi cer scuze pentru... Pentru frame-ul de mai devreme. Pare că are... E punicică. Mă duc acum? Stai că vine acum, spre tine. Nu știu de ce vine scena asta. Opa!
Uite-l pe Ione. Ia uite, bă, a scăpat, bă. Ce scapă, bă? A, ok. Ăla dă out. Scăpa să nu-l bat eu, mă, gen. E bine că i-ați bătut pe ea de pe top. Hai să-mi iau și ăsta, iar. Ce vine asta după noi în continuu, nu înțeleg. Și de ce câștigă echipa? Hă? N-am nici mai mică idee. Bonk. Sunt pe-n bază pe undeva eu. What? Da, i-am bătut până aici. Stai, ce? Ce caut aici? Ce? 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 Ia, ia. Da. Fuck. Aia, pe ăla nu-l bază, că ăla-i greu de fără. Bă, s-a încercat. S-a încercat, frate. Da, nu, 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 nu prea, nu prea am înțeles-o. Da. Ce-a vrut să fac autorul aici, că nu înțeleg. Da, nu știu, merge. Cumva. Bine, am și 11 frumos, Toverfed. Mamă, dar tu, uite-te și tu, bă, e 4-23, n-am văzut un stomp mai mare în viața mea. Cu ai, tu vezi ce stomp e la toată echipa? Da, what? În afară de postul de Warwick. Warwick ăla... Ata s-a putut de frumos. Să ai 90% de dead-urile echipei. Ok. Ok. What? Am luat iar reset. Și vrei să vezi ce zare în dreapta. Ups. Nice. Ce ai făcut, mă? Cu aia am bătut-o. Mamă, că e Warwick ăla. Mamă. Mamă. Ah! Da, nice. What, l-ai luat? A venit Q înapoi. Da, da, da. Ăla rămâne. Dar n-am apucat să mai activez W-ul. Dar ce cringe că... am înțeles, deci toți sunt retardați, dar sunt... Nu știu. Nu înțeleg cum a făcut kill-ul. I-ai ajutat tu, mă, să se fideze? Nu, s-au fidat ei. S-au fidat ei. Nu înțeleg. Pentru că acum n-am jucat niciodată, nici de mână, am jucat toți cu spatele. Da, dar... Nu știu, nu-mi dau seama. Da, mă, pe total, Caterinca change-ul ăsta de la Ari. N-am stat eu să farmez o chestie, că n-am chestie să mă joc chestie bun, să ne jucăm așa, serios. Ne ce să ne batem, că până la urmă, asta e for fun, știi? Dar că mă duc repede să iau blue și merge mai departe și alergăm eu pe ăștia. Nu, eu știu build-ul sincer normal pari, dar n-am luat decât full ape, să avem cât mai mult ape posibil. În momentul ăsta al jocului. Ce faceți, mă? Haide. Deja? Îl dau, fuck. Garen, 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 spune așa. A cărut scânta aia. Mă! Mă, te mai furia hrit? Nu. Da, e interesant, dar sincer cu scorul ăsta orice alt campion, adică
alți campioni dezintegram pe aia. Cu ăsta trebuie să te chinui puțin. Da, mă rog, merge. Au dat FF. Ia uite, bă, ce încerca ăla. Well, băi, ăsta a fost clipul, sper că m-a plăcut. Lăsați ceva și voi părerea în comentarii despre Ari. Nu știu, v-am zis, am făcut puțin hate la campion, dar e interesant. M-am bat, ține auzind diseară pe stream când o să joace, mă, de pe live. Pa, pa!